Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Femeie liberă unde plătește 100.000 de euro pe noapte pentru cazare. Și asta mi se pare o idee foarte bună pentru hotelierii noștri din Mamaia, care totuși la 100.000 da, da, da. De euro n-au ajuns, dar ideea e să încerce măcar o dată. Sunt tot pe acolo, acum se uită uimit și se întreabă, bă, dar noi de ce n-am dar încercat? Noi de ce? Ce dracu ne-au luat ăștia înainte? Serios. Deci doamna Melinda s-a retras pe insula Caraibe, alături de copii, unde a închiriat o locuință de lux, e o insulă privată, se numește, dacă vreți să ajungeți, Calivigni, și aparține Grenadei. A, asta era. Da. Are 80 de hectare, mic. Insula are 5 căsuțe, unde se pot caza aproximativ 40 de turiști. Deci rezultă 8 turiști de casă. Cam așa. Poți să închiriezi o vilă. Bă, în Grecia închiriezi vile cu mai multe locuri. Paradis absolut pentru superbogați. Căsuța are vedere la ocean, cum ar fi să... S-a mai văzut. Da. Parțial sea view. 100.000 de euro pe noapte pentru parțial sea view, vă dăm la 80.000. Da, da. Avem și cu vedere la grădină. Vedere la grădină. Doamna Melinda, dacă vreți să vă liniștiți și da. Oceanul vă agită. Deci 100.000 de euro este vedere la ocean. Da. Dacă vreți mai ieftin, pentru 75.000 de euro, vedere la grădină, parțial cantină. Băi, de marmură... Auzi, stai puțin, iartă-mă, e și all inclusiv? Sau super all inclusiv? Nu știu, domne. Sau uite-mi pensiune. Are piscină, jacuzzi, jet ski și catamaran. Sau canoe la dispoziție pentru explorarea împrejurimilor. Pe mine asta mai mult mă încurcă. Serios, adică nu văd de ce aș da bani. Serios, nu văd de ce aș da banii ăștia ca după aia să ies din da. Locuința respectivă să mă duc să fac jet ski. Da, corect. Ai nebunit? Știi cum se spune? Problema cu iahtul e că atunci când ești pe iaht, tot ce-ți dorești este să ajungi la un port. Ca să ajungi mai bine te duci direct în port. Da, adică da, 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 da. Pune, te urci pe iaht ca să te duci la port, știi? Nu, tati, dacă am dat 100 de mii, nu ies din casă. Exact. Trag obloanele. La piscină. Bun. Și asta e, și își vor împărți averea de peste 140 de miliarde de dolari. Cum cheltuiesc? Nu vor să împartă. Băi, deci Bill, apropo de averea asta, știți că Bill, domnul Bill, a anunțat de mai multe ori că intenționează să doneze practic întreaga avere unor fundații. Exact. Și acum cred că am înțeles de ce a divorțat doamna Melinda. Probabil că au avut niște discuții, alea are 140 de miliarde și zice, dar la copilași ce lăsăm? Au 3 copii. Da. Și Bill a anunțat că la copii nu vor primi mai nimic. Adică le dă prea mulți bani, n-ar fi buni pentru ei. Da. Și a spus la un dat domnul Bill și domnul Bill a zis că le dă doar vreo 10 milioane de cap. Atât? 10 milioane, da, 10 milioane de dolari. Ce să faci, mă, bani să aibă și ei de mărunțiși? Deci ăla are 140 de miliarde de dolari și 3 copii. Și copiii sunt, mamă, tăticu, cât ce vârstă are tăticu? 140 de miliarde de dolari? Și practic îi calculează da. Vârsta miliarde. Da, da. Și zice, hai că vă dau câte 10 milioane și restul, tăticule, de 139 de miliarde și la fundații. 970 de milioane, da. Ce faci? La fundații. La fundații. Mămico, tu... Mămica n-a zis. Acum, dacă divorțează, poate că ia jumătate, nu știu dacă or fi avut acord prenupțial ceva. Eu cred că ia mai mult, că ia și fundația și practic banii da. Care ajung la fundație ajung da. Cu toții la mămica. Și cred că acum copiii sunt cu mămica pe insulă. Îți dai seama ce lucrează copiii la capul ei, adică ce o lucrează pe aia la cap. Mămico, nu putem 10 milioane pe bune, ce să facem numai cu 10 milioane? Păi da, stăm 2 săptămâni aici și s-a dus jumătate de sumă, nu-ți dai seama? S-a terminat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.